Aș vrea să deschidem Biblia și din Cuvântul lui Dumnezeu să citim câteva versete. Versete care vor sta la baza mesajului pe care vi-l voi împărtăși. Să stăm împreună ridicați și să luăm aminte la Cuvântul care va fi citit. 2 Timotei, capitolul 2. Vom citi versetul 15 și după aceea de la versetul 19 până la versetul 21 caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbăriile goale și lumești, căci cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca cangrena. Din numărul lor, din numărul acestora, sunt Imeneu și Filet, care s-au bătut de la adevăr, ei zic că a și venit în și răstoarnă credința unora. Totuși, temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită având pe cetea aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit și folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Amin. Vă invit să vă reașezați. Seara aceasta am pe inimă să împărtășim cuvântul lui Dumnezeu pe marginea unei teme care se potrivește foarte bine cu împrejurarea în care ne găsim. Vom vorbi despre autoritatea spirituală a slujitorului lui Dumnezeu. Aceasta este tema, este învățătura asupra cărei aș dori să reflectăm. Autoritatea spirituală a slujitorului lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu sunt chemați să fim toți, trebuie să fie cumva remarcat și prin autoritatea spirituală pe care Dumnezeu i-o dăruiește. Când vorbim de autoritate, de autoritate spirituală, nu ne gândim aici la autoritate exercitată neapărat în relație cu oamenii, arătând oamenilor cine este întâiul. După modelul biblic, slujitorul lui Dumnezeu este chemat să fie slujitorul bisericii. Domnul Isus a spus că acela care este între voi întâiul trebuie să fie robul tuturor. Că și Fiul omului, Domnul Isus, s-a arătat nu ca să îi se slujească, ci ca el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Când vorbim de autoritatea spirituală a slujitorului, din perspectiva aceasta trebuie să vorbim. Suntem chemați să slujim pe Dumnezeu? Și suntem chemați să slujim oamenii. Doar din această perspectivă se poate vorbi despre autoritatea spirituală a slujitorului lui Dumnezeu. Autoritatea spirituală poate să aibă, are două dimensiuni. Există o dimensiune pe care am numit-o autoritate delegată. Aceasta este primită cu ocazia așezării într-o anumită poziție. Este reprezentată de poziția de conducere pe care cineva o primește. Prin această autoritate delegată putem înțelege în urma unei întâlniri a fraților, frații și surorile de credință, stabilesc cine face parte din conducerea bisericii, exprimând prin alegerea lor și delegând în fruntea ei niște oameni. Și s-a spus, aceștia sunt mai mari noștri. Asta se numește autoritate delegată. Prin autoritate delegată putem înțelege că undeva la un loc de muncă, șeful mai mare se ridică între angajați, între ceilalți oameni și spune așa, de mâine încolo șeful de tură este X. Numirea lui în poziția aceea de conducere se numește autoritate delegată. E pus să facă ceva. O autoritate superioară, o autoritate mai mare, a împărțit cu omul acela numit într-o funcție de conducere autoritatea și a zis, de aici încolo, slujești, faci ceva. Nu despre o asemenea autoritate vorbim în această seară. Asta e simplu. Vorbim mai degrabă de autoritatea morală câștigată de acea autoritate spirituală care nu e impusă, ci care e câștigată și care în mod natural e urmată, fără ca să fie impusă sau să fie reclamată. Autoritatea spirituală reală nu e aceea care se impune prin delegare, prin forță, prin, eu știu, criterii din acestea lumești, ci mai degrabă, este ceva duhovnicesc care se câștigă în mod natural și care se impune de la sine în mod natural Biserica lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu, adunarea, simțindu-se în siguranță în prezența celor oameni lui Dumnezeu care și-au câștigat autoritatea morală, autoritatea spirituală. Adevărul e că, dacă ar fi să întrebăm ce e, cum să definim această autoritate morală, V-aș da un exemplu din copilăria mea. Tata, ne a fost mai mulți frați și băieți, eu și cu fratele meu și am mai mărișori acolo, ne-am cam făcut ca și copii, de cap. Și mama se lua de cap. Ea ne pedepsea ca mamă, așa cum știa ea. Dar avea o pediapsă care era supremă. A era pediapsa supremă. Și care credeți că era pediapsă supremă? Îi s-a umplut paharul și o să vă spun la taica, la tatăl vostru. O să afle tăticul. Vai! Când aflam că va afla tata, numai gândul ăsta, că o să știe și tata ce am făcut, ne făcea tare cu minții. Că de la noi pornire ne apucam să măturăm prin o gradă, să cerem mame de lucru, nici nu se mai punea problema să facem ghidușii. Doar, doar să o îmbunăm, ca nu cumva să ne spună. Autoritatea aceea exercitată de tata se numea autoritate morală. Nu ne-a bătut. Autoritatea aceasta nu și-a câștigat-o cu forța. Nu ne-a bătut. Dacă a fost nevoie vreodată să ne înfrunte cu autoritatea lui, avea un gest. Ne lua așa de umeri, ne ridica un pic în sus, nu mai simțeam numai aerul sub tălpi și ne punea să ne uităm aici în frunte la el, între ochi. Și ne zicea, măi copile, să nu mă mai faci de rușine, că te scap jos și te prăpădești. Ne-a <laughs> iubit foarte mult. Și ne-a educat. Și a exersat această forță spirituală, morală, pe care am simțit-o și o simțim și azi. uite, eu acum am 51 de ani acuși și dacă tata zice o vorbă, cu tremurul la interior pe care l aveam în copilărie, mă urmează. Nu trebuie să zic că de două ori. Hai că am nevoie de tine. Am executat autoritate morală. Se întâmpla să plece de acasă, dacă te o poruncă, se întâmpla să plece de acasă la serviciu sau unde era, nu era nevoie să fie prezent și să ne vadă. Ideea numai că o să dăm ochii cu el ne făcea cu minți. Asta este autoritate morală. Voi sunteți bărbați chemați să slujiți lui Dumnezeu în poporul lui Dumnezeu, alături de fratele Emanuel. Va trebui să vă remarcați în fața adunării prin această autoritate morală pe care o veți câștiga. Prin actul ordinării veți deveni diaconi, dar autoritatea morală, autoritatea spirituală nu vă dă actul ordinării. Pe asta trebuie să o câștigați voi. Actul ordinării dă ceva, creează un culoar, niște premise, creează oportunități. E autoritatea delegată care e, cum să spun, se, se cere să fie câștigată și confirmată prin autoritatea morală câștigată. Și acum întreb, cum vom cultiva autoritatea morală câștigat. Cum vom ajunge să o avem? Îngăduiți-mi la această întrebare să dau patru răspunsuri. Aș vrea să subliniez, stimați frați, că ceea ce vă împărtășesc în seara aceasta este valabil nu numai pentru membrii din comitet, pentru diaconi sau păstori sau prezbiteri, ci este valabil și pentru tați și pentru mame. E valabil pentru orice om care are în față viitorul și toți îl avem în față. În viață lucrurile se schimbă. Dacă nu ești vigilent, s-ar putea la tinerețe să faci niște greșeli care să te descalifice în viitor pentru planuri pe care Dumnezeu le-a fi pregătit pentru tine. Eu cunosc oameni care au avut mare potențial pe unii am avut studenți, mare potențial. Și din cauza unei greșeli, unei nevegheri. Vezi, în anumite momente ale vieții, n-ai minte să te ferești de rău, dar ai putere să faci rău. Și pentru că acolo ceva a lipsit, practic, drumul a fost blocat. Mărturia a fost afectată. Așa că. Să nu ziceți, eu n-am și nu sunt chemat să fac nimic, că deocamdată am 20 de ani sau 25, pentru că și Moise avea 40 când a zis, n-am nimic de făcut. Și ca să se vindece de umbra acelei ieșiri în Egipt, a trebuit să treacă 40 de ani în Madian. Da, asta e altă poveste. Care ar fi sursele, izvoarele autorității morale câștigate? Patru sunt la număr. Prima dintre ele este integritatea personală. Prin integritate personală înțelegem curăție morală, umblare în sfințenie, corectitudine, cinste, onestitate. Integritatea trebuie să se arate în gândirea noastră, Trebuie să se arate în vorbirea noastră și trebuie să se arate în faptele noastre. Integritatea are la bază frica de Dumnezeu. Omul integru se teme de Dumnezeu. Paznicul nostru este Dumnezeu. Slujitorii lui Dumnezeu nu trăiesc în ascultare de Dumnezeu pentru că doresc să impresioneze pe cineva. Pentru că doresc să se califice în ochii cuiva și trăiesc în corectitudine și dreptate pentru că se tem de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu. Vă rog să vă aduceți aminte de Neemia, un om care a exprimat în viața lui multă frică de Dumnezeu. Bărbatul acesta a avut în față o misiune foarte grea. Misiunea aceea de a reconstrui Ierusalimul, templul lui Dumnezeu, a avut misiunea de a restaura mărturia poporului Israel și ce este de observat este că la dispoziția lui Dumnezeu a pus resurse și oportunități extraordinar de mari. Avea sprijinul împăratului Babilonului și s-a dus cu scrisori de acreditare. Ar fi putut să se folosească de ele. La un moment dat, cuvântul Domnului ne spune în carte Neemia și Neemia a zis așa, cei dinaintea mea au păsat pe popor. Cei dinaintea mea au abuzat de poziția lor, exersând presiuni și făcând nedreptăți. El a zis, eu n-am făcut așa și nu m-am folosit nici măcar de dreptul meu pe care îl aveam, drept de dregător, pentru că, a zis el, mi-a fost frică de Dumnezeu. Grele și profunde cuvinte. Mi-a fost frică de Dumnezeu. Frații mei, Autoritatea morală se înrădăcinează în frica de Dumnezeu. Iar frica de Dumnezeu nu poate fi jucată ca un rol. Frica de Dumnezeu nu este un program de viață. Nu este un program politic. Nu e strategie de viață. Frica de Dumnezeu e esența vieții creștine. Trebuie să trăim cu frică de Dumnezeu. Integritatea. A zice că este mai importantă decât imaginea. Fiecare om aspiră să aibă o imagine bună. Ne dorim să avem o mărturie bună și ne bucurăm să aflăm că oamenii din jurul nostru ne vorbesc de bine. Dar dați-mi voi să vă spun că imaginea nu este așa de importantă precum integritatea. Vor veni momente în viață când s-ar putea să trebuiască să alegem între a fi integri sau avea o imagine bună. De obicei, imaginea și integritatea merg mână în mână. Din cauza integrității ai o imagine bună. Dar se poate întâmpla și altfel. Să fii preocupat așa de mult să ai un nume bun și o imagine bună, să fii popular, văzut bine de oameni și prețul pe care îl plătești să fii integritate. Știți cine a greșit aici și apare în Biblie numele lui? împăratul Saul. Fusese chemat de Dumnezeu conducător. Împrejurările le trecem cu vorba, le găsim în Biblie, nu vorbim despre ele. Ar fi ajuns departe, cum i-a reproșat într-o zi prin Duhul lui Dumnezeu prorocul, zicând i când erai mic în ochii tăi. Era o vreme, a fost o vreme când Saul era mic în ochii lui, dar între timp a crescut în ochii lui, și pe cum creștea în ochii lui, scădea în ochii lui Dumnezeu și în a oamenilor. Frații oamenii văd și e bine și ce nu vrem noi să bată. Și copiii văd. Văd. Ei, revenind, lui Saul i s-a cerut o poruncă. du la război și să nu încep lupta până nu vin, a zis profetul Samuel, să aduc lui Dumnezeu jerfă. Vom începe această luptă cu Dumnezeu, vom aduce o jerfă pe altarul lui Dumnezeu, vom chema înaintea noastră numele lui Dumnezeu și numele lui ne vom duce și vom fi biruitori. Să aștepți până vin. Și au trecut șapte zile și profetul nu venea. Poporul a început să facă presiune. Să începem, să începem. Și Saul a zis, nu, până vine prorocul. Și a rezistat, șapte zile și 23 de ore. Șase zile și 23 de ore. În ultimul ceas n am mai rezistat. Presat de popor, presat de mulțime, a zis, mare lucru să aduc o jertfă. O fac exact cum scrie la Biblie. Și a dus jerfa pe altar. Țineți minte, Saul n-a comis păcate acolo, adică Neascultarea lui nu era în domeniul unor activități imorale, ci era în domeniul slujirii. Și aici e paradoxul. În timp ce faci bine, faci rău. În timp ce te apuci să faci lucru Domnului, practic te descalifici pentru că nu l-ai făcut bine. La mijloc a fost imaginea. Interesant este că. Pe când termina Saul de adus jertfa, a apărut Samuel. Asta e ciudat. Când și-a terminat trebușoara, imediat a apărut Samuel. Nici nu se terminase încă focul de pe altar. Și Samuel a întrebat ce ai făcut. Am adus jertfa, a întârziat. Hmm. Cuvântul a fost pentru că ai lepădat ascultarea de Dumnezeu, Dumnezeu te leapă de astăzi. Ce mai e observat în acel text biblic este că Saul a recunoscut până la urmă. Strâns cu menghina, a zis, așa e, n-am ascultat. Dar domnul meu, profetul Samuel, am o rugăminte. Hai cu mine să mă cinstești în fața poporului. Mă lăsa să mă duc singur. Acolo și-a semnat sentința. A ținut mai mult la propria lui imagine decât la relația lui curată și la integritatea lui în fața lui Dumnezeu. Poporul, după ziua aceea, l-a disprețuit până a murit, deși a rămas mai departe împărat an buni. La asta să vă gândiți. Și ce-i ciudat? Vrei să fii văzut bine de oameni, faci ce-ți cer oamenii și care îți plătesc câștigi de la oameni dispreț și de la Dumnezeu. Le Merită. Nu merită. Nu merită. Autoritatea morală vine din integritate, care în momente de cumpănă s-ar putea să supere pe unii oameni. Și după ce le trece și își vor da seama din ce pricini am trăit cum am trăit, ne vor iubi, ne vor respecta și ne vor urma. Chiar dacă pentru o vreme ne-au fost potrivnici. Integritatea este deasupra reputației. Nu este dragă reputația. E aproape și vecine cu imaginea. Nu cunosc în Biblie pe cineva dintre personajele scripturii care să fi plătit mai mult pentru integritate ca Iosif. Acel bărbat tânăr care a ajuns în Egipt și care a fost atras într-o cursă teribilă. Nevastea lui Potifar a făcut în scenarea aceea mizerabilă, a fost acuzat de tentativă de viol, nu s-a putut apăra, nimeni nu l-a crezut, nimeni nu l-a fi crezut. Ar fi putut accepta compromisul și poate că o vreme i-ar fi mers bine. Posibil să fi mers bine cât trăia, dar fi sigur că n-a mai ști astăzi de Iosif. Nimeni nu i-ar mai pomeni numele. Ar fi dispărut în anonimatul compromisului lui. Dar a stat în picioare. Știți ce l-a costat pe Iosif? Și-a pierdut serviciu. Și-a pierdut toate bunurile pe care le acumulase. Influența pe care o avea în jurul lui a pierdut-o. Notați, vă rog, că era al doilea după Potifar în casa stăpânului său și a pierdut și haina de pe el și a pierdut libertatea, a fost întemnițat. Și ce e poate mai dureros? Și a pierdut reputația. A fost alungat și -a aruncat în temniță ca violator. Și era un om curat. Eu sunt încredințat că Iosif a știut ce i se va întâmpla, dar n-a ținut atât de mult la acele beneficii cât a ținut să fie curat în fața lui Dumnezeu. Niciunul dintre noi nu ne-am dorit să plătim prețul pe care l-a plătit Iosif, deci poate câteodată ne-am dorit să urmăm drumul pe care l-a urmat el după ce a trecut de încercări, dar nu încercări. Dumnezeu ne va trece și prin încercări. A zice că integritatea, este sursă de autoritate spirituală, este superioară viziunii. Un bărbat chemat de Dumnezeu are o viziune, slujitor are o viziune. Biserica e născută dintr-o viziune. Și viziunea pe care o avem ca slujitor a lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu ne face să fim împreună și mă bucur să fim aici mai mulți frați slujitori la oaltă. Și la oaltă să slujim lui Dumnezeu. E bine. Pentru Biserica Locală vedem un viitor, ne gândim ce are de gând Dumnezeu să facă și ne luptăm din plin și planificăm și ne organizăm și încercăm. Viziunea este foarte importantă. Viziunea este și o să de autoritate spirituală. Dacă oamenii văd că Dumnezeu a vorbit acelui om și se duce pe un drum, pe o direcție și se vede progres, oamenii spun mergem și doi. Dar să știți că integritatea este superioară viziunii. David a demonstrat, prin trăirea lui, superioritatea integrității față de viziune. Socrul lui, Saul, îi declara război. Toată viața, pe momentul acela cu Golia și următoarele săptămâni, l-a dușmănit pe David și a vrut să-l ucide. David s-a făcut fugar. Și ce... mai e ceva de observat. Vă rog să vă aduceți aminte că Domnul a spus lui Samuel odată să nu te mai rogi pentru Saul. Ajunge. L-am lepădat. În locul lui trebuie să ungi un împărat nou. Și l-a uns pe David. Ce de observat este că deși a fost uns de Dumnezeu prin profetul Samuel împărat, totuși tronul nu i-a fost dat încă. Tronul era ocupat de Saul, care era lepădat de Dumnezeu și persecutat de moarte pe unsul lui Dumnezeu. Ce te faci dacă ești David? Ce te faci? Să te ferească Dumnezeu, Emanuel, să te apuce în nebunie de asta, că ești fratele și prietenul meu și nu o să te lăsăm. Da? Dar s-a întâmplat. Uh, la un moment dat, Există o cărticică pe care v-aș recomanda au tuturor predicatorilor să o citiți. Povestea celor trei regi, scrisă de Jean Edwards, se citește în 20 de minute, că e scurtă. Dar se înțelege cam în 20 de ani. Nu. Pentru că e prea scurt. Povestea celor trei regi. Urmărit, fugărit, Sperând în ajutorul lui Dumnezeu. Într-o zi David ieșind din peșteră, era două oară, A ieșit din peștera în care dormea Saul, s-a strecurat tiptil pe lângă perete, somn venit de la Dumnezeu i-a cufundat pe toți și pe străjeri, nu s-au trezit și în timp ce se strecura ușor pe lângă peretele peșterii ca să fugă afară, că acolo dormea Saul și cu oștenii lui, asa el unul dintre generalii credincioși și tânăr și biguros al lui David a zis împăratului Domnul meu, uite-te la el doamne, am în mână o suliță ascuțită bine. Ei dau una, dau una să o necazurile cazurile noastre. Nu trebuie să faci nimic, nu să aprobi. Eu rezolv problemele. Aici ni se sfârșesc necazurile și am scăpat. Mergem la Ierusalim și te faci împărat. Și David a zis, să mă ferească Dumnezeu, să mă ating de unsul Domnului. Știți unde a plecat David de acolo? Ca aici e A plecat la străini. S-a dus la moabiți. S-a dus la dușmanii poporului său. Uh care l-au primit și l-au înrolat în armata lor împotriva poporului Israel. A fost dureros pentru David. A făcut pe nebunul acolo, știți? De fapt, ce a decis atunci David? Eu cred că în momentul acela David a decis să abandoneze viziunea. Cred că în viața fiecărui slujitor al lui Dumnezeu vine acel moment Cine știe începește la vieții, ești pus să răspunzi la o întrebare. Credincioșia mea ultimă. este față de Dumnezeu care mi-a dat o viziune sau față de viziunea pe care mi-a dat-o Dumnezeu? E o întrebare simplă și foarte grea. Credincioșia mea ultimă este față de Dumnezeu viziunii mele sau față de viziunea Dumnezeului meu? Dumnezeul pusese împărat și tronul era ocupat. A hotărât să abandoneze viziunea și s-a dus la străini. Dumnezeu a prețuit asta. Nu l-a lăsat, așa a lucrat în suveranitatea sa, încât n-a permis ca împăratul să facă vreun rău, David să facă vreun rău poporului său. Și în vreo două luni, Dumnezeu a rezolvat dumnezeiește problema persecutorului. Și David a fost așezat în viziunea lui Dumnezeu. Dar nu înainte de a arăta că integritatea este deasupra viziunii. O lecție de viață pentru slujitorii lui Dumnezeu. Când alegem să trăim așa, îngăduiți-mi o scurtă paranteză, poate n-ar trebui. Dumnezeu m-a chemat să sluje, în slujire. eu, eu m-am întors din lume la credință. La vârsta de aproape 18, 17 ani și un pic m-am botezat în apă și după câteva luni bune, deci botezul a fost în toamna lui 91 și la următorul an, 92, am plecat la Institutul Teologic. Sunt băț. Dumnezeu a lucrat în așa fel încât în 96, deci în urmă cu 28 de ani, să fiu așezat, avem 22 de ani, așezat în slujba de păstor. Mă mir și acum, de câtă încredere a avut fratele Iosif Tirla să mă pună la vârsta aceea fraged în slujbă. Cred că și-o fi gândit așa, pruncul ăsta e bun, de-a din de noi bun, îi dau lui. <laughs> și m-a ținut lângă el, în școala uceniciei, îi datorez mult. 18 ani am slujit ca păstor asistent. Și am ales să nu ies din vorbă. După 18 ani, Dumnezeu a dus o schimbare. Anii au trecut. Înțelegeți ce vă spun? Primul izvor a autorității spirituale este integritatea. Al doilea izvor este sacrificiu. Hai să vorbim acum despre sacrificiu. A doua sursă a autorității morale Autoritatea aceea care se impune în mod natural, fără să fie reclamată, fără să fie, fie constrânsă și obligată conștiința, de drag urmezi, se construiește cu sacrificiu. Aici este vorba de slujire, de dăruire de sine. Albert Schweitzer, un teolog creștin, a zis că exemplul nu este una din formele de conducere și de influențare oamenilor, ci este singura formă. Exemplu personal. Oamenii ne vor urma în măsura în care vom fi o pildă bună. Eram cu un grup de tineri din biserica noastră în anii în care lucram foarte aproape de tineri, mulți ani au fost, și într-o zi ne-a propus ceva. Hai să mergem să facem ceva pentru Sibiu. Pe malul râului Cibini am propus să facem curățenie lună și bec. O altă parte dintre noi cu pliante, cu nou testamente, vorbeau cu trecătorii și am făcut așa evangelizare. făcând curățenie, voluntariat, o veni și de la televiziune, o filmat, a fost foarte frumos. Nu, i-am chemat noi, o veni ei, a fost foarte bine. La un moment dat, tot coborând pe râul Cibin în jos, de acolo, de la, din Ștrand și până către piața Cibin, că acum vorbim doar cu sibienii, nu? De ce mai? Uh, celorlalți, uh, le dorim uh, uh, și invităm cu drag să ne viziteze. Da. Când am ajuns A. în dreptul pieții Cibin, asta era vreo 10-15 ani în urmă, între timp s-a făcut rânduială în Sibiu, nu mi-ai nevoie să faci voluntariat acesta, da? ne-am domnit. Da. Uh, în zona aceea era respingător. Sub copacii care erau acolo niște răchiți, oamenii au lăsat multă dezordine și multă mizerie. Țin minte că niște copii, niște fete, au zis, frate Nelu, au zis, trebuie să facem și aici curățenie? Și am zis, unde? Aici. Și mi-a arătat. Și când am văzut ce e acolo, am zis, nu, sunt nicio formă. Mergeți mai în jos. Și m-am uitat la Caius, Giurgiu, și la Florin Călinescu, unii cunoașteți, și de slujbă de atunci, și din ochii ne-am înțeles. Ne-am apucat noi trei de treabă grupului de tineri, am spus, plecați, voi mergeți mai în jos. S-au oprit când au văzut că noi ne-am apucat de treabă acolo și s-au întors. Și în liniște, tăcut, am făcut lună și bec. Am avut așa o bucurie. Am înțeles atunci, asta este autoritatea morală. Ce zice? Dacă le spunea, hei, hei, auzi, ia trește acolo și Apocăte de ta. Pleacă de mai tare. Ia. Și dintr trotuar să dăm ordine. N-ar fi ascultat de rușine. N-ar fi zis ceva, poate unde ar fi zis, atâta de dus cu Saurcovan, că nici nu merită să te obosești cu el. Lasă-l în pace. Chiar îți plătește Dumnezeu, fă bine și uite. Dar n-am făcut asta sacrificiu. Frații mei, știți ce este dureros pentru mine ca slujitor? Să observ cum oamenii uită ușor jertfa. Oamenii, biserica, adunarea locală, uită ușor. Cineva în spate s-a trudit, a muncit, s-a sacrificat și a jertfit familia și în urma muncii, în urma sacrificiului făcut, s-a ajuns unde e. Aveți o casă, o rânduială, o biserică, sunteți organizați, nu-i desăvârșit. Va fi. În rai. <laughs> <laughs> da. Credeți că de la sine au venit astea toate? Spuneam odată tinerilor la noi în biserică: A fost așa o discuție că au toți zis acolo că ceva cu generația asta veche nu și-au făcut treaba bine. Și le-am ilustrat ceva. Că într-o zi, un copil era la computer și se tot juca pe computer și nu mai mergea să-și facă temele la matematică, numai cu computer. Așa, un bălițean de 13-14 ani. Tăticul a luat un pic mai tare și a zis: auzi copile! Lasă calculatorul și du-te să-ți faci temele. Și bombănind, neavând ce face, copilul s-a dus. Și așa, după ce și-a făcut treaba, a ieșit de acolo cu treaba făcută și îi zice tăticului să Tatie, trebuie să te întreb ceva. Pune copile. Măi, uite, tăticu, eu nu pot să vă înțeleg pe voi și generația voastră. Nu pot înțelege cum v-ați descurcat fără computer. Nu pot. La care tăticul să i-a zis înțelept, Copiile, ascultă-mă bine. N-am putut să ne descurcăm fără computer. Când ea aia l-am inventat. <laughs> Cine a făcut lumea asta în care, omenește vorbind, am întrebat pe tinerii noștri, aveți 17-18 ani, ce ați făcut voi pe lumea asta în afară de nevoi? Stați în case făcute de părinții și bunicii voștri, umblați în mașini construite de ei pe experiența lor de viață și sacrificiile. Vorbiți la telefoane, la căror construcție participat generații dinaintea voastră. Nu ați făcut nimic până acum. O să vă vină vremea. Și veți avea mai mare succes când veți înțelege că zidiți pe munca celor dinainte. Înțelegeți, slujitori, tineri? să prețuiți pe cei care se ostenesc între voi, ușor să bași de vină, dar dacă ar fi să repetați dumneavoastră povestea, nu știu cât ați fi în stare. Să prețuiți. Iar în ce privește pe slujitori, sacrificiu. Voi slujiți pe Dumnezeu? De la oameni de lua o cări? De la alții prețuire? Dacă ați făcut și bine binele și Dumnezeu vă va răsplăti. A treia sursă a autorității spirituale este timpul. Când zic timp, mă refer la răbdare. Că din perspectiva slujitorului, relația cu timpul se numește răbdare. Timpul. Adevărata autoritate morală se câștigă în timp. Nu există scurtături. Dacă zicea cineva, vrei să devii castravete, visul vieții tale e să devii castravete. Eu vreau să fiu un castravete, ăsta e visul meu. Știi de cât timp ai nevoie ca să devii cel mai mare castravete din lume? Trei luni. Cel mai mare castravete. Trei luni. Reziști încă două săptămâni. Rezistă mai mult de două săptămâni în castravete. Dar dacă vrei să fii stejar, câți ani trebuie? O viață. O viață. Timpul. Timpul va pune în fața noastră suficiente ocazii în care ne vor fi testate integritatea, caracterul, spiritul de sacrificiu și cu fiecare test trecut se va adăuga la autoritatea noastră morală. Și în timp va fi o sumă care va impresiona pe cei din jur fără ca cineva să spună, hai, sau stai timpul. Aici este uneori problema slujitorilor tineri. Se grăbesc. Vor să sară peste aceste faze intermediare. Comit greșeli. Se scutură. O iau pe calea lui Absalom. Și sfârșesc cu pletele între stejari, fără pământ sub picioare. Graba. Crezi că o să le faci mai bine? Mă îndoiesc. De pe margine, toți observatorii sunt jucători de fotbal bun. Din tribune, toți știu să dea gol. Dați-vă la așa să suște. Dacă el e acolo, săracul, nici nu știe cum îl cheamă. Dar din tribune, toți. Și din sală, toți sunt buni păstori, toți sunt buni predicatori, toți sunt buni cântăreți, de pe banc. Evaluează și comentează. Eu vorbesc cu cei care faceți așa. O căiți-vă până până bine. <gătă -i> da. Uh. Timpul. Slujitorul tânăr trebuie să dovedească ascultare în timp ca Dumnezeu, în testele acestea prin care le trece, să crească autoritatea. Și mai există ceva foarte frumos și care nu depinde de noi, se numește însoțire din partea lui Dumnezeu. Pe acela care are frică de Dumnezeu și trăiește în integritate, se jertfește, dăruindu-se cu toată inima pentru lucrul lui Dumnezeu. Jertfindu-se constant, credincios fiind constant, an după an, lună după lună, viață de om, încet, încet îi se adaugă autoritate morală. Și în timpul acesta, Dumnezeu va face ocazii în care va confirma, însoțindu-l. Îi va asculta o rugăciune făcută pentru un bolnav îi va da un cuvânt de înțelepciune în urma căruia un om e salvat, o familie este salvată și încet, încet, prin aceste confirmări de Dumnezeu făcute, că Dumnezeu însoțește pe slujitorul său, adunarea va zice, iată un om al lui Dumnezeu cu care este Dumnezeu. Mergem și noi cu el. Astea sunt izvoarele de autoritate spirituală. Integritatea, foarte importantă integritatea. Sacrificiu, foarte important să ne jertfim. Timpul. Și aici răbdare este cuvântul cheie. Okay. Și însoțirea lui Dumnezeu. Și așa se construiește autoritate spirituală. Stimați frați, stimată biserică, Sion, Sion sau Muntele, Sion. Sion, direct. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ne-a zis Emanuel. Adică tot, tot, cam baia e, echivalentul vechi testamentare de Sion, de că muntele lui Dumnezeu, cetatea lui Dumnezeu. Stimată adunare, vândem să purtați în rugăciune viitorul bisericii sale și să lucrăm la părtășia dintre frații.